Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Baftă Ștefan, baftă tuturor. Doamne, tuturor copilor, suntem alături de ei în această zi grea. Da. L-ai văzut vreodată atât de emoționat? Nu, ieri la română n-a avut nicio problemă. La română s-a terminat cu bine. A luat și a evaluat lucrarea la între 9.40 și 9.60, atât ar trebui să ia. E peste... E ce trebuie? Da, pentru că speranțele erau 9.20, 9.30 și ele 9.40, 9.60. Deci suntem peste grafic. Și la matematică ce speranță ai? Sunt emoții mari de tot la matematică, că e băgată măsa, eu de-aia sunt speriat. Înțelegi? Stai că nu, cum? Vezi că riște aici mult. Fii atent. Ștefan e mai bun la matematică decât la română. Închide, te rog eu. Dar Ștefan e genul, îi merge mintea foarte repede, nu că-l laud. Și are tendința să nu dea importanță subiectelor mai simple. Ce grebește? Fapt pentru care la simularea evaluării naționale a făcut ce era mai greu și a greșit două grile ușoare. După care la diverse simulări pe care le-a susținut acasă, a mai tot greșit câte o grilă. Și maică-sa e terifiată de scenariul ăsta în care greșește o grilă. Structura examenului este, sunt câteva grile și pormă niște probleme. Grilele alea, fiecare grilă are 50 de sutimi. Ai greșit o grilă, te-ai nenorocit. Bă, te-ai nenorocit, că pleci practic din 9.50 direct. Ori notele trebuie să fie foarte mari ca să poți accesa liceele pe care și le doresc copii ca și al meu. Și ieri am avut o discuție cu el, băi nene, care mi-a adus aminte de faimoasa povestea lui Mourinho cu Balotelli. Știi că eu cu Ștefan eram Mourinho cu Balotelli. Băi, Ștefan, te rog frumos. Nu știai cu Balotelli? Nu. Da, e faimoasă, măi, dar cu vreo 10 ani. E super Mourinho, cunoscută, da. Dar nu înțeleg Mourinho, cum, și cum l-ai motivat cu asta? Nu că l-am motivat, dar l-am luat exact cum îl lua Mourinho pe Balotelli. Măi, Ștefan, te rog frumos. Concentrează-te. Mai citești odată enunțul. Fă desenele cu creionul. Scrie mare cum ți-a zis maică-ta. Ștefan, te rog. Nu te grăbi să ieși. El, în general, termină examenele astea cu... El și la română a ieșit cu 10 minute înainte ca să nu stea la coadă la scanat. E ca mine, n-am ce să-i fac. Adică merge capul. Și Luca pleacă... Și acum la fel, zic, bă, te rog eu. Azi stai la coadă. Lasă așa, dar zic, te rog, mai citește odată ce ai făcut. Dar nu cred că nu știi pe aia cu Mourinho. Deci Mourinho povestește, îl întreabă un cetățean ziarist, care momente epice din cariera lui de antrenor. Și povestește când era la Internaționale Milano, avea un meci la Kazan, în Rusia, prin preliminariile Ligii Campionilor și avea suspendat toți atacanții. Balotelli, Mario Balotelli era singurul valid. Uite, să rememorăm. Hai să dăm play momentul în engleză și povestim. Spunem imediat, e de înțeles. In that match, I had all my strikers injured. I was really in trouble and Mario was the only one. Mario gets a yellow card in minute 42, 43. So when I go to the dressing room at halftime, I spent, I would say, 14 minutes of the 15. I was spending 14 minutes speaking only for Mario. Mario, I cannot change you. I cannot make a change. I don't have a striker on the bench. Don't touch anybody. Play only with the ball. When we lose the ball, no reaction. If somebody provocates you, no reaction. If the referee makes a mistake, no reaction. Mario, please. Minute 46. No way. Red card. No way. E, pentru cine n-a înțeles, Mourinho povestește că l-a rugat pe Balotelli să nu facă nici... Avea cartonaș galben luat și la pauza a petrecut 14 minute din 15 cât are pauza cu el să-l roage să nu cumva să facă vreo greșeală, chiar dacă e provocat, să nu răspundă, chiar dacă renervează arbitru, să nu atingă pe nimeni, să nu facă nimic, că dacă cumva mai au un galben, el nu are alt atacant pe care să-l introducă în joc și e nenorocire. Minutul 46, deci imediat cum a început repriza a doua, cartonaș galben și eliminat Mario Balotelli. Așa și eu cu Ștefan, deci ieri toată după masă. Ștefan, please. Și râdea că-i arătam asta cu Balotelli. Așa, halit-o altfel, știi? Bă, te rog. Mă, citește încă o dată enunțul. Nu termina primul. Da. Dacă termini, ia-le de la capăt. Chiar dacă ți se pare că ai făcut corect și ești convins că ai făcut corect, mă, mai citești odată. Încearcă să ștergi totul și din mintea ta și să le faci încă o dată ca să fii convins că ai făcut corect. Să nu scape vreun... Mă, dacă greșește vreo grilă, eu nu mă mai duc acasă eu. Vă spun, adică poate să facă restul perfect. Aia cu grila e buba maică-sii. Hai, mă, că o să fie bine. Care a lucrat cu el temeinic, adică e foarte implicată.
Și eu am lucrat la română, dar așa, așa, așa. El acum e fericit că la română e și ce voia. Al meu, da. Înțelegi? Domeniul meu a mers bombă. I-a încurcat cu complet. Deci foarte mulți copii din anturajul nostru, majoritatea, și vorbesc de foarte mulți, zeci de copii, au greșit la complex complex. Au avut într-un text, da, trebuia să aleagă varianta corectă, complex, complexii, complexii sau complex. Cine să aleagă cu complexii? Și deși Ștefan, la pregătire, cu două săptămâni în urmă, tocmai fusese uluit că ortodox se scrie cu câș, și nu scrie. N-a reușit să facă legătura și a scris complex I, adică cu X-i, la fel ca toți copiii de, pe care îi cunoaștem noi. Și am luat pe toți, am mai vorbit cu ei, că îmi place. Lipsă lecturi. Dar nu vă auzi capul că e ceva, da. Lipsă lecturi, că adevărat, dacă citești, da, atunci îți sare în ochi forma. Da, lipsă lecturi, lipsă lecturi, zic, dar nu v-a trecut prin cap că e ceva tricky un pic acolo, adică... Nu era, dar era și subliniat, adică era... Păi nu, că aveai, era de asta, trebuia să alegi între cele două variante. A, știi? Deci era direct. Era direct și aveai variante. Trebuia vedeai, să completezi textul era cu una dintre variante. A sau B. În care zicea, citește-l și vezi dacă sunt greșeli. A sau B. Deci nu îți dă variante, îți spune care sunt și te pune să alegi, da. Complexi. Complexi? Mai explică-i cu ortodoxi. Da, de acolo vine. Asta vorbim noi, cu complexii? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.